Că a fost liberal, că tot vorbeați de competiția din Partidul Național Liberal și presupun că v-ați referit la congresul din 25 septembrie. Da, și USR și PNL sunt congrese. Corect. Și luptă, deja am văzut la baionetă toate filialele. Că a fost liberal. Cum vedeți dumneavoastră această competiție? Cine are șanse între acum Ludovic Orban și Florin Câțu să câștige președinția partidului? Cum vedeți dumneavoastră competiția? Acum eu văd puțin mai la rece așa, nu mai am patimii. Dar îi cunoașteți că nu sunt destul de bine partidul. Bine, eu cred că ancorată realitatea din PNL. Sunt două competiții diferite. Una este cea pentru putere în PNL, care deja a fost câștigată de domnul Câțu. Pentru cel care are puterea în partid. Și mai este o competiție. Pentru că este premier, da. Și mai este o competiție, sigur, care este deschisă în principiu, dar deja în fiecare zi se mută voturi către tabăra domnului Câțu din spre a domnului Orban, pentru președintele PNL. Dar, repet, sunt două lucruri diferite astăzi. Deci domnul Orban, chiar dacă câștigă, nu va avea putere în partid. Deci acum îl vedeți câștigător pe Florin Câțu? Da, în fiecare zi șansele dânsului cresc. E mai susținut din afara partidului, se vede, din de cel care le-a dat guvernarea, practic, pentru că, v-am spus, alegerile au fost câștigate de PSD. În mod normal, primul ministru, prima variantă măcar de primul ministru, trebuie să fie de la PSD. Dacă nu făcea majoritatea, ok, puteai să te gândești la alte formule matematice să faci o majoritate. Dar nu s-a vrut. Nu s-a vrut de la Cotroceni și acum vedem că Cotroceni susține pe domnul Câțu. Așa se vede, acum nu știu, nu pot să spun eu asta. Dar în trecut se implica președintele. Că eu am mai întrebat liberale, recunosc, și toți i-au spus că președintele nu se implică în politica internă a partidului. Dumneavoastră, că a fost liberal, ce ne spuneți? N-a fost în conducerea centrală a partidului, nu am putut niciodată pentru funcție. Am încercat să obțin niște poziții prin alegeri directe, nu am vrut funcții. Și nici n-am primit foarte multe, nu am fost... Din ce se vede, adică ca alegător, ca cetățean, se vede o implicare, adică. Dar în trecut s-a implicat președintele? Au mai fost alegeri au fost la PNL. În guvern, oameni veniți din de la Cotroceni, adică domnul Aurescu, domnul Ciucă, sunt veniți din zona respectivă, adică. Nu au venit din partid. Opțiunea președintelui pentru congres va cântări, da, poate decisiv, spuneți. Nu vreau să se întreagă că nu e normal ca un președinte să se implice în guvernarea unei țări. Problema aia noastră este că se implică prin prisma PNL. Adică noi am vrea un președinte care să fie echidistant față de... Știu că e foarte greu să fii 100% echidistant, că provii dintr-un partid sau altul. Dar totuși, funcția de președinte trebuie să fie că atunci când ești acolo să îmbraci costumul de președinte, trebuie să înțelegi că trebuie să fie echidistant și să nu mai privești cu patima personală. Să fii la fel și pentru PNL, PSD, UDMR, USR, adică să privești lucrurile corect. Adică e o simplă cerință, ceva foarte simplu. Nu e atât de ușor să o faci, adică e ușor să dai sfaturi din afară. Și atunci când nu ești implicat. Da, aș fi președinte, bine, poate mi-ar fi și mie greu, dar așa trebuie să te... Adică măcar să-ți propui să fie echidistant. Să vezi toate partidele la fel. Pentru că toate partidele parlamentare măcar, pentru că tot partidele parlamentare au primit niște voturi. Cetățenii se reprezentați prin ei și au fost trimiși în Parlament, au venit pe ușa din dos. Au venit prin votul cetățenilor. Deci orice parlamentar reprezintă un număr de cetățeni, în medie. Și toți au aceeași valoare în fața președintelui, ar trebui să o aibă. La fel partidele. Și alegătorii dau un top după alegeri. Dom'le, ăsta e primul, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea, ăsta e al patrulea.